Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Vasile cel Mare din Iași, cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și cu aprobarea Inspectoratului Școlar Județean Iași, va organiza în acest an concursul național de muzică psaltică pentru seminarele și liceele teologice din cuprinsul Patriarhiei Române, ediția a 5-a. Concursul național de muzică psaltică este înscris în calendarul concurselor școlare ale Ministerului Educației și se va desfășura anul acesta în cadrul Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași, care este, așa cum știm, cel mai mare festival din țară, dedicat artei muzicale bizantine și care, reunind cei mai renumiți interpreți, va transforma Iașul pentru patru zile într-o capitală a cântului bizantin. Menționăm că activitatea se va desfășura în sala Justin Moisescu din Ansamblul Mitropolitan Iași, între orele 10-13, în ziua de 24 mai. Și vor participa la acest concurs un număr de 6 coruri. Menționăm corul Seminarului Teologic Ortodox Chesare Episcopul din Buzău, corul Seminarului Teologic Ortodox Veniamin Costache de la Mănăstirea Neamț, corul Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur din Târgoviște, corul Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Andrei din Galați, corul Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur din Huș și, nu în ultimul rând, corul Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Vasile cel Mare din Iași. Câștigătorii concursului vor primi din partea Arhiepiscopiei Iașilor premii în bani, iar din partea Ministerului Educației, diplome de participare. Așadar, vă așteptăm cu drag în data de 24 mai, la Mitropolie, la concursul național de muzică psaltică, ca să ne bucurăm împreună de momente deosebite, atât de înălțare spirituală, cât și culturală, oferite de cântul bizantin în interpretarea tinerilor elevi seminariști.